De dragoste în săptămâna bine dragostei. Salut, băieții! Nu e săptămâna dragostei, săptămâna patimilor pentru noi bărbații. A, da. Trebuie să ne pregătim și azi avem emoții. Azi e lunea mare, astăzi deja începem da. Cu căutările. Prin mall-uri, prin inel, bine, robot. Bine, ăștia care au ce să caute. Că... Auzi, mai oameni buni, că da. Avem de sărbătorit niște lucruri frumoase pe care Dumnezeu ni le-a dat pe pământ. Categorii. Dragostea, iubirea, femeia. Zi, Adriana. Sigur că da. Așa că... pe 14 februarie, neapărat. Eu, de asta, chiar de asta am venit cu această melodie de dragoste, ca să vă aduc aminte tuturor. Să nu uitați să sărbătoriți femeia. Noi o sărbătorim din plin, să știți, chiar ne pregătim. Mi-am sărbătorit soacrele mai devreme, nu știu dacă ai auzit. Am văzut. Avut, la tine care e relația? Sau... Foarte frumoasă, da? Foarte frumoasă. Deci te înțelegi bine cu soacra? Ne vedem cam rar și asta atunci când ne vedem... Ea e foarte frumoasă. Mă, deci ați observat care e adevăratul da. Secret al relației de succes cu soacra, să vă vedeți rar. Când e soacra la distanță, când vă vedeți e vacanță. Da. Pe relax, pe... Dar de ce vă vedeți rar? Că nu stați departe. Stăm un pic și departe și... Adriana umblă mult cu... Umblă foarte mult cu spectacole. Ai fost că te duci undeva prin afara țării, în America, nu? Ai zis că mergi undeva când, nu știu când. Da, am fost plecați de... Sigur că da, am fost de sărbători. Într-un turneu foarte frumos, într-un periclu, să spun așa, mai frumos. A fost frumos. Și soacra cu tine? Sau... Nu, au fost doar colegii mei, pentru că noi cântăm întotdeauna 100% live și eu le mulțumesc din suflet că vin întotdeauna cu mine, chiar dacă drumurile nu sunt prea ușoare, așa. Dar nu ne plângem. Vă spun de ce, băieți, pentru că chiar sunt conștientă și chiar... Vreau să mulțumesc publicului, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Vă mulțumesc și vouă și în special publicului. Și o pentru soacră că... de treabă. Eu am rămas pe soacră. Da, ești cu soacra. Da. Pentru că, într-adevăr, chiar dacă ajungem cu greu de multe ori în locuri mai îndepărtate te sau mai apropiate, când ajungem acolo, suntem așa de frumos, cu căldură și cu dragoste primiți și tocmai vreau să mulțumesc pe această cale publicului și lui Dumnezeu. Sunt conștientă cât de norocoasă sunt și mă bucur din suflet că pot să aduc bucurie și la fel primesc bucurie din partea oamenilor, atât față în față când mă întâlnesc cu ei, cât și prin mesajele pe care mi le transmit pe YouTube, pe Facebook-ul meu asta și pe Instagram și pe toate aceste, prin asta, aceste modalități. Și tu te încadrezi perfect în zona asta. Avem norocul de a avea niște meserii, de a face bani din bucuria oamenilor. Așa că sunt mulți preoți, doctorii, recuperatori, deci bancari care fac bani din bucuria oamenilor, care fac la botez, la mormântări. Da. Nu, sincer vă oameni spun. Oameni care fac bani din necazul oamenilor. Și noi facem asta din bucuria lor, ceea ce e mare lucru și într-adevăr te încarcă. Dar vreau să spun că în momentul când ajung pe scenă și avem acele momente frumoase împreună, pentru mine este atât de înălțător încât nu pot să mă gândesc la altceva decât să mulțumesc în gândul meu de fiecare dată lui Dumnezeu că mi-a dat o astfel de meserie atât de frumoasă și atât de copleșitoare. Atâta da, dragoste. A fost greu drumul ăsta până la celebritate? Adică nu este ușor. Niciun drum nu este ai ușor. Ai simțit la un moment dat că, domnule, că nu o să realizezi ce mi-am dorit, că ai avut tot felul de preliști? Nu. Eu sunt un om foarte ambițios și am simțit întotdeauna, de mic copil am simțit această dragoste, de asta mulțumesc de fiecare dată când am ocazia, pentru că de când am început să mă lansez, am simțit această dragoste a publicului înspre mine. Și atunci mi-am dat seama că fac ceva ce aduce bucurie oamenilor. Și asta a fost o dovadă clară de dragoste și atunci am spus, ceea ce fac, trebuie să fac nu pentru mine, trebuie să fac pentru acest schimb de dragoste între noi oameni, între artist și public, între public și artist. Sau nu știu exact cum să spun, dar am simțit din totdeauna acest lucru și m-am străduit de fiecare dată când poate a fost un impediment sau poate a fost drumul mai greu. Aceste lucruri, această căldură pe care am primit-o din partea publicului m-a ajutat să merg mai departe. Mi-am dat seama în sufletul meu, chiar dacă am fost un copil pe atunci, mi-am dat seama că ceea ce fac aduce bucurie și asta m-a determinat să merg înainte. Artist fără public egal zero, adică egal zero, absolut. Mulțumim, Adriana, absolut. Mulțumim și colegilor tăi. Vreau să și spun pe unde mă duc în următoarele, unde? Ia, da? Atenție, pentru că venim de 14 februarie în Craiova. Da? Și atunci începem ziua... și Valentine's Day la Craiova. Mai începem departe. Ziua femeii cu 7 martie, mergem la Pitești, după aceea tot la Craiova, în două locații Sfântul vom merge. Deci de Sfântul Prazentin mergeți. Da,
Exact. Și pe 8 și pe, nu, pe 7 martie Pitești și Craiova și pe 8 martie Târgu Jiu. Da. A, pe 2 mai. Târgu Jiu. Da. Noi avem Făgăraș atunci, că știm și noi că pică sâmbătă duminică. Pe 2 mai mergem la Bruxelles și mai multe detalii despre alte spectacole. La Bruxelles pe 2 mai? Da. Doamna Merkel, vine Adriana noastră să cânte. Sper să mă aștepte acolo. Detalii pe Facebook-ul meu, Adrian Antoni Oficial, și eu vă mulțumesc din suflet. Doamna Madrona, vine la Târgu Jiu Adriana. I-am anunțat-o pe soacră mea. A, da? Acolo e? Păi o aștept cu drag. Păi veniți și voi, măi, băieți. Deci, Dana, am vrea noi, avem la Făgăraș. Aveți la Făgăraș. Nu-i nimic, mă duc eu în locul vostru. Trimiteți-o pe doamna acolo și avem noi grijă să se simtă bine și să... O să-mi dea și un pachet, să mi-l aduc și mie la București. Da, nu-i problemă, portbagajul e mare. Mulțumim. Acum însă, apropo de pachet și apropo de meserii care aduc bucurii oamenilor, să știi că și meseria de bucătar e o meserie care aduce bucurii.